Traian Berbeceanu și-a dat joi demisia din Partidul Național Liberal. Berbeceanu o acuză pe Vetuța Stănescu de încălcarea statutului partidului, fapt care aduce mari deservicii PNL-ului și care arată opiniei publice criza acută instaurată în ultimii ani în rândul liberalilor hunedoreni. Odată cu apropiata predare a ștafetei la primăria Deva, Traian Berbeceanu, administrator public al municipiului, a decis să renunțe și la politică, mai exact la postura de membru al PNL Deva, organizație din care face parte din anul 2020. Fără drept de tăgadă, motivul demisiei invocat de Traian Berbeceanu scoate în evidență deficiențele flagrante în modul prin care liderul liberalilor hunedoreni, Vetuța Stănescu, conduce organizația județeană. Sunt de notorie demisiile unor primari și parlamentari liberali care, prin declarațiile lor, au tras tot timpul un semnal de alarmă cu privire la situația din PNL Hunedoara. Consider că statutul oricărui partid reprezintă constituția organizației, prevederile acestuia fiind obligatorii și nu opționale, iar modul grav în care a fost încălcat de către doamna președinte Vetuța Stănescu aduce mari deservicii PNL Deva, precizează Traian Berbeceanu în demisia înregistrată ieri la Secretariatul Organizației Municipale PNL Deva, publicată de Gazeta de Dimineață.